O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Această carte, Planul pentru România, pentru că am un vis. Să facem din această țară locul în care milioanele de români plecați în străinătate să revină acasă și să-și crească aici copiii. O carte despre speranță, despre lideri, despre cetățeni, despre cum transformăm criza generată de pandemia de coronavirus într-o mare oportunitate. Acesta e Planul pentru România, o țară în care vrem să rămânem și vă invit să-l împlinim împreună. Cele mai importante schimbări în societate și momentele de cotitură în istoria unui neam au mereu la bază o revoluție, sub o formă sau alta. În Planul pentru România, Sebastian Burduja propune 7 revoluții pentru o țară în care dorim să creștem, să ne dezvoltăm și să rămânem. El face o radiografie a situației României, analizând toate sectoarele importante și propune revoluții intelectuale și soluții pentru reușita acestora. Prima dintre cele 7 revoluții propuse este întoarcerea acasă a milioanelor de români, alungați peste hotare de impostură, hoție și nepăsare. Continuă cu revoluția liderilor autentici, care să aducă în prim plan oameni competenți și de caracter. Această revoluție face pereche cu revoluția cetățenilor, care îndeamnă la renunțarea, la resemnare și asumarea fiecăruia dintre români a răspunderii pentru un viitor mai bun. Urmează apoi 3 revoluții pentru schimbarea la fața României. Revoluția democrației, pentru desăvârșirea idealurilor pentru care românii au murit în decembrie 1989. Revoluția deschiderii, pentru că locul României este în NATO și în Uniunea Europeană. Și revoluția dezvoltării, pentru că știm ce avem de făcut pentru a crește economia de la urbanizare la regionalizare și investiții. Ultima revoluție este cea a speranțelor, pentru că, fără reaprinderea speranței, nimic nu este posibil. Acesta este Planul pentru România, un plan ambițios care, pus în aplicare, ar putea așeza țara noastră într-o altă paradigmă de creștere, bazată pe 4 piloni esențiali: România inovatoare, România conectată, România verde și România sigură. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.